Bun găsit tuturor la un nou episod pe acest canal. Înainte să începem, nu uita să apeși pe butonul abonează-te și pe cel de like pentru a vedea episoadele din serialul tău preferat traduse complet. Vă doresc vizionare plăcută și numai bine! Astăzi vom vorbi despre Totul pentru familia mea, episodul 62 rezumat. Suzan îi spune lui Achif că a găsit seiful deschis, iar el pare să fie convins, dar când fetele încearcă din nou să găsească documentele, descoperă că seiful este gol. Omer își cere scuze de la Shingul și de la Ogulcan pentru că și-a ieșit din fire și le-a spus să plece din casa lui. Agentul imobiliar o anunță pe Gionul că copiii nu vor să se mute în casă, dar ei insistă să facă ce știe și să o scoată afară pe Shingul. În cele din urmă, Shingul află lucrul acesta și o confruntă pe Gionul. Gionul îi convinge pe Orhan că a încercat doar să o sperie ca să îi lase în pace pe nepoții lui. Pe de altă parte, Gionul îl convinge pe Ogulcan să-l viziteze pe Orhan pentru că el nu poate să meargă acasă din cauza lui Shingul. Orhan îi mulțumește că a fost alături de el și de familia lui și l-a ajutat atât de mult. Atunci Gionul îi mărturisește că a făcut toate acestea pentru că îl place foarte mult. Shingul întrerupe apa și curentul de la cotet și anunță poliția că i-a furat banii lui Sevgi, dar Sevgi îi convinge pe polițiști că le-a dat banii de bună voie. Apoi o amenință pe Shingul ca să nu le mai facă probleme. Achif deschide o firmă pe numele lui Doruk pentru ca să-și treacă proprietățile pe ea înainte ca Nebahat să îi le ia. Mătușa și unchiul lui Suzen s-au întors din Londra și vor să-l cunoască pe iubitul ei. Când îl întreabă cu ce se ocupă, Suzen le spune că se ocupă de afacerea familiei și că va studia în America anul următor. Omer se întristează, dar apoi înțelege că i-a încercat doar să nu îl pună într-o poziție dificilă. Furia lui Ibike față de Asie crește pe zi ce trece. Se ceartă și cu Berk pentru că nu este de acord cu ea. La petrecerea de final de an de la liceu, Asie încearcă să vorbească cu ea, dar Ibike continuă să-i facă reproșuri. Ibike o prinde de mână și în timp ce Asie face o mișcare bruscă pentru a se elibera, Ibike se lovește de dulapul de sticlă și se rănește.